Reprezentanții Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției MedGDA spun că în luna aprilie cei doi minori au sustras mai multe bunuri și chiar o sumă de bani dintr-un autoturism. S-a reușit probarea un număr până în prezent de 3 infracțiuni. O infracțiune de furt din locuință unde au sustras un televizor în valoare de 1.800 de lei. Televizorul a fost recuperat. De asemenea, au săvârșit un furt dintr-un autoturism de unde au furat 1.700 de lei, prejudiciu recuperat în parte, precum și a unei infracțiuni de tentativă de furt din locuință, aceștia fiind surprinși chiar în ajunul Paștelui, în timp ce intrau în locuința unei persoane vătămate. Micii infractori sunt clienți mai vechi ai oamenilor legii. Aceștia au mai fost cercetați și pentru săvârșirea altor fapte. Surprinzător este că cei doi au recunoscut că au săvârșit mai multe furturi, unele dintre acestea nereclamate de păgubiți. Cu ocazia efectuării unor acte specifice, aceștia au recunoscut furtul despre care nu-l cunoșteam. Având în vedere că au doar 12 ani, cei doi nu răspund pentru faptele lor, astfel că părinții sunt cei care vor fi sancționați.